Cea voastră. Da, e dezamăgire mare, suntem supărați. Mai ales că puteam să scoatem un egal, Am ratat singurul portar un minut, nici nu știu ce minut era, 85, 88, nu știu ce minut era. Două penaltiuri inexistente, un al treilea gol din offside. Da, am auzit și eu acum că a fost offside, nu știam că a fost offside, dar dacă a fost offside, n-avem ce face, nu putem să facem nimic. Îți asum totuși criticile după acest lucru? Normal că mi-asum. Da, normal că mi-asum criticile. Ce? De-aia și bat 11 metri. Pot să ratez 11 metri. Nu. Poate multă lume spune că e ușor să bat 11 metri, dar nu e ușor. Eu mi-asum riscurile astea. După 2 ani Dinamo bate pe UF. Am auzit și asta. Îmi pare rău că s-a întâmplat acum și pare rău că n-am reușit să scoatem rezultatul ăsta de egalitate pentru că puteam. Era foarte, foarte ușor și foarte ușor. Era, muncisem mult și puteam să scoatem rezultatul ăsta. De ce n-ai putut egala pe final? Am încercat, nu știu de ce n-am putut. N-a intrat în poartă. Totuși ai ajuns la 6-lea gol. Nu contează asta. Uite, nu interesează pe nimeni că sunt eu la al 6-lea gol. Nu știu, chiar nu știu. Probabil că, nu știu, ei știu mai multe, eu nu știu, abia am venit. Ați simțit că a revenit Danciu la Dinamo? Da, e un jucător foarte bun. S-a simțit, mai ales lor. La ei. E greu, pentru noi a fost greu de la început, e greu în continuare. Nu putem să ne uităm că așa a fost de la început, greu. Nu ne-a fost bine niciodată, iar acum să spună cineva e greu. Nu e greu, pentru noi la fel cum a fost din prima etapă de la Panduri. Aceiași suntem din prima etapă de la Panduri, foarte, foarte greu. Luați revanșa în Cupa României? Trebuie să ne luăm revanșa și să ne luăm punctele la media. Sper din tot sufletul să scoatem un rezultat bun la media și... Hai să le transmiți ceva suporterilor, sunt supărați pe tine, pe voi? Sunt îndreptățiți să fie supărați, normal, și fiecare când greșește la locul de muncă, răspunde. Sunt îndreptățiți și să vă plătești? Asta nu știu, am spus, am venit doar de 2 luni jumate aici și nu știu ce s-a întâmplat. Probabil că ei știu mai multe. Nu știu. La meciul din seara asta? La meciul din seara asta și cu Astra? Nu cred. Dacă jucam la pariuri, trebuia să avem ceva bani. Plec cu taxiul acum. Că n-am mașină. Mersi.